Cred că poate fi făcută o paralelă interesantă între obiceiurile turistului român pe parte culinară, atunci când se află în concediu, și felul cum este alegerea făcută de către același consumator român în piața autoromânească. Și cred că se poate extinde chestia asta și la nivel european. Pentru că, la nivel culinar, sunt foarte mulți oameni care pot să-și permită să-și cumpere tot felul de mâncăruri exotice atunci când sunt în concediu. Merg în diverse locații interesante și mi se pare mie că n-au curiozitatea să încerce lucruri. Așa se face că oriunde ar călători, tot veșnicul șnițel cu cartofi prăjiți vor comanda. Și parcă este păcat să vezi acest lucru, mai ales când te duci în locații precum Turcia sau în multe alte țări asiatice, care chiar au o bucătărie mult mai interesantă decât banalul șnițel cu cartofi prăjiți. Nu că ar fi o alegere proastă, că până la urmă e o mâncare bună, dar e vorba de curiozitate. Și exact chestia asta cred că se întâmplă și pe piața auto-europeană, unde consumatorii au rămas în aceleași alegeri oarecum limitate. Nu zic că sunt alegeri proaste, dar există și altceva. Și exact aceeași paralelă se poate face între brandul Lexus și mărcile Sfintei Treime Europene, așa cum o numesc eu. Nu înseamnă că sunt mai bune sau mai proaste, este pur și simplu o alternativă care ar trebui luată în calcul și consider că atunci când faci o alegere, fie că înseamnă de domeniu turistic, culinar, locativ, mecanic, auto, principial în orice fel de alegere, trebuie să vezi toate opțiunile și să nu te arunci din prima la o chestie. Sigur, contează impulsivitatea asta și prima impresie, ceea ce îți transmite în general un produs, dar trebuie să gândești și cerebral și să ai toate opțiunile în vedere și îmi place mie să cred că dacă ai făcut asta și ai ales oricare din acele opțiuni, înseamnă că ți-ai parcurs o listă de criterii și ai ales cel mai bine pentru tine. Nu știu însă dacă toată lumea practică chestia asta, recunosc, nici eu nu o fac tot timpul, dar este important să avem un pic orizontul mai larg deschis și să mai încercăm și altceva în afară de șnițel și cartofi prăjiți. Exact așa este brandul Lexus. E o mașină care e o alternativă, nu înseamnă că e mai bună sau mai proastă decât celelalte opțiuni disponibile de pe piață, dar mi se pare puțin ciudat că multă lume care probabil n-a luat contact cu ele, le-a văzut de la distanță pe stradă sau în câteva poze, afirmă cu tărie că sunt niște mașini proaste, că nu au luxul mașinilor europene, că sunt niște cotețe și multe alte atribute din astea care la o primă vedere ne arată că oamenii de fapt nu prea știu cu ce se mănâncă acest brand. Este un brand recent pe piața auto, având în vedere că a fost fondat în 1989, alături de Infiniti și Acura, care au fost lansate tot în perioada respectivă și în esență ele au fost un atac japonez, însă unul pașnic, nu precum cel de la Pearl Harbor din 1941, care a fost făcut tot în sfera americană ca să contracareze mașinile de lux de pe piața locală, atât cele domestice, cum ar fi Lincoln, Cadillac, de exemplu, în special Acura, partea japoneză, dar cât și partea europeană, adică Mercedes, BMW, Audi, care trebuie să recunoaștem, excelează și vor excela în continuare la domeniul luxos, dar este important să avem alegeri. Și așa se face că în 1989, brandul acesta de lux al lui Toyota a lansat două modele. Foarte interesant că nu s-au axat pe unul singur, au zis să lanseze două ca să fie totuși o opțiune pentru clienți. Modelul de clasă mare LS, o limuzină somptuoasă care se fabrică și în prezent, cu foarte multe opțiuni axate pe confort, nu neapărat pe performanță. Și în paralel, modelul ES, care pentru primele generații a fost un simplu Camry rebranduit, care evident avea niște opționale de lux mai mari, folosea motoarele din gama puternică a Toyota Camry și erau vândute la un preț mai scump. Însă, până în prezent, ES-ul, după cele 7 generații de existență din 1989 până în 2022, luna iunie, este cel mai vândut model Lexus din lume, cu precădere în America, fiind nu numai cel mai bine vândut Lexus, cât și cel mai bine vândut automobil premium de pe piața americană. Cele 7 generații au arătat lumii destul de multe schimbări. Primele generații erau niște baze de Camry,
Exact același ampatament, motorizări, tehnici erau identice. Evident, diferea partea de manufactură. Însă, începând cu a cincea generație, modelul a migrat pe platforma de Toyota Avalon, care este o mașină de clasă mai mare. Multă lume face confuzie și bagă ES-ul în clasa Toyota Camry a seriei 3, a Mercedes-ului C-Class și Audi-ului A4. Trebuie să plusați o clasă, pentru că este o mașină cu un ampatament mai mare, se poate vedea cât loc am în spate aici fără mare efort. Deci este echivalentul unui BMW serie 5, unui Mercedes E-Class, unei Audi A6 sau unei Acura TL. Și asta înseamnă că este o mașină de clasă mare, un sedan așa cum îl numim noi în Europa, adică un segment E. În Statele Unite este puțin diferită situația, deoarece au mașini mai mari. Ciudat este că nu toate generațiile au fost vândute în Japonia, de exemplu 5 și 6 nu au fost vândute, celelalte da, și nu în toate configurațiile tehnice și nu s-au numit tot timpul Lexus. Preponderent au fost găsite ca Toyota Windom, un cuvânt compus care te ducea cu gândul la ceva câștig și înțelepciune, ceva de genul. Știți cum își numesc japonezii diversele ideologii de design și în general chestii din astea care se văd vândute pe piețele europene. Este o mașină care oferă destul de multe lucruri, pentru că de la bun început a fost gândită ca o alternativă cu minte a mașinilor sport. Niciodată n-a fost considerată o mașină sportivă, deși de când a primit motorizările V6 din gama GR-FS, care au 3,5 litri și în jurul la 300 de cai, au stabilit niște timp destul de buni pe parte de reprize, dar nu asta este esența la ele. Mai ales începând din 2001, seria a fost temperată. În timp ce înainte erau relativ performante pentru segmentul din care făceau parte, pentru că în 2001 a apărut Toyota Alteza, respectiv Lexus-ul IS, codul XC10, care acum se află la a treia generație, un sedan de clasă compactă cu motor longitudinal, tracțiune spate sau integrală, cu diferențial real Torsen și o gamă foarte largă de motorizări, între un 2 litri turbo până la un 5 litri V8 în prezent. Acela era sedanul sportiv. ES-ul însă a fost gândit ca sedan confortabil. Suspensii confortabile, direcție moale, materiale cât mai bine alese, sisteme audio bune, începând să aibă montat, începând din 2001, un sistem audio Mark Levinson, la fel cum se întâmplă și cu toată cealaltă gama Lexus. Și cumva a avut și o competiție internă, pentru că el este în aceeași clasă cu Lexus-ul GS, care este un sedan de clasă mare, identic ca dimensiuni, doar că are un motor longitudinal cu tracțiune spate, cu diferențial central și tracțiune integrală opțional, cu o gamă tot așa de motorizări între 2 litri și 3,5 litri V6 pe versiunile natural aspirate. Pe urmă au venit niște versiuni turbo de 2 litri, au mărit clasa de motoare la un 5 litri benzină V8, iar probabil cel mai potent model per total a fost varianta hibridă și Lexus a avut un atac consistent pe piața de mașini hibride cu toată gama de modele. ES-ul, de exemplu, are un singur model hibrid, cum este și acesta, numit 300H. GS-urile au avut două motorizări, 300H și 450H, care au început să fie disponibile începând cu a patra generație și cu a treia generație, de fapt, care este cumva contemporană cu lansarea modelului anterior al acestei clase de ES. Din păcate sau din fericire, depinde cum vezi, Lexus-ul GS nu a avut atât de mult succes pe piața globală precum ES-ul, din motive de spațiu, probabil, și de portbagaj foarte mic, care a fost penalizat de mărimea bateriilor, chestie care nu se întâmplă la această mașină, și a fost scos din producție în 2021. Adică, tehnic, modelul ăsta, generația 7, a luat locul GS-ului anterior pe piața europeană și se pare că și pe piața americană, acolo unde respectivul model oricum nu se mai fabrică nici acolo. Și per total, dacă stai să te uiți, este o mașină care a evoluat frumos. La fiecare generație dimensiunile au crescut, materialele au început să fie din ce în ce mai bune, au primit din ce în ce mai multe opționale precum sisteme audio mai bune, confort pe parte de cotiere electrice în spate cu reglaje electrice de banchete, climatizări, sisteme audio bune, suspensii adaptive variabile, servodirecție adaptivă, o platformă hibridă pe care Lexus a marșat foarte mult, este exact o clonă pe care o vedem folosită și pe mașini precum Toyota RAV4 sau Toyota Camry. Însă nu faceți greșeala să spuneți că aceasta este o Toyota Camry mai scumpă sau recarosată. Din punctul meu de vedere nu are nicio legătură, are cu tot o altă ținută de drum, cu tot o alte materiale și evident cu tot o alt preț. Această a șaptea generație este una care a
căuta să îmbine un echilibru al mărcii. Adică nu este la fel de somptoasă precum un Lexus LS, dar nici nu are prețul unei asemenea mașini. În România are un preț începând de la aproximativ 56.700 de euro. Sunt 4 niveluri de echipare, o singură motorizare, respectiv hibrida 300H, iar cea mai scumpă variantă, care este aceasta aproximativ, este în jur de 71.200 de euro, cu culoare și cu jante alese. Aceste 4 niveluri de echipare au diferențe destul de mari între ele, pentru că nu toate vin cu scaune Comfort Luxury, cu piele semi-anilină, cu sistem audio Mark Levinson de 16 sau 17 boxe cu 1800 de W față de un Pioneer de 10 incinte cu mult mai puțin W față de celelalte modele, cu faruri adaptive cu sistemul Blade Scan, cu un cluster de câte 3 LED-uri în fiecare far, care fac zi din noapte la propriu, sunt foarte interesante la condus, și sunt niște chestiuni pe care le vezi oferite și pe branduri europene. Însă diferența concretă este că aici, pentru același nivel de echipare ca dotări față de o mașină europeană, vei regăsi un preț simțitor mai mic. Ca să ai o mașină europeană cu aceste dotări și cu aceeași senzație de calitate, trebuie să dai cel puțin 20.000 de euro în plus. Nu este o problemă pentru cine are și în niciun caz nu este vorba de preț la aceste mașini, este vorba de senzația pe care ți-o oferă. Au evident și câteva minusuri, fiind niște mașini gândite totuși preponderent pentru piața americană, ce le face puțin mai spartane pe alocuri. Unii poate să nu guste designul consolei centrale, care are niște butoane de selecție pentru climatizare mai pătrate. Sistemul infotainment nu este tocmai actual la zi, dar are funcționalități. Are Amazon Alexa, are conectivitate la net, ai calitatea audio foarte bună, rezoluția ecranului este corectă, ai funcționalitățile de camere 360, tot felul de opțiuni și comenzi vocale, poți inclusiv să-ți legi diverse device-uri din casă pe care să le comanzi din această mașină, să deschizi uși de garaj, sisteme de asistență care mai de care. Deci nu-i duce lipsă de tehnologie, doar că este interpretat într-un stil diferit. Și pe mine unul mă face să o admir, pentru că felul în care sunt lucrate materialele sunt foarte bune, adică tot ce înseamnă piele are o senzație foarte plăcută la atingere, chiar este o mașină premium, spații mochetate peste tot, izolată foarte bine, nu are niciun fel de greier, adică în momentul în care apeși aceste suprafețe simți o densitate în material. Un Mercedes E-Class, de exemplu, este luxos, poate chiar mai luxos la aspect în unele situații. Problema este că baza pe care sunt montate acele materiale premium, pielea aia care e piele, alcantara, cusături, este o bază din clipsuri de plastic, care are o senzație foarte neplăcută de chițăit tactil. Aici, în schimb, orice buton pe care îl apeși, parcă are o mică suspensie, îl simți cum funcționează elegant. Piano Black-ul este utilizat la minim, ceea ce nu se poate spune despre Toyota, și toate suprafețele emită o granulație de lemn, care fac mașina să se simtă foarte premium. Volanul este învelit într-un lemn de bambus real, pielea tot așa are o senzație foarte moale, adică orice aspect al mașinii este gândit pentru confort, nu pentru performanță, deși cu 218 cai nu poți să spui că e o mașină chiar lentă, iar pentru piața americană există și un 3.5 V6 de 306 cai, există și versiuni cu tracțiune integrală cu motoare de 208 cai, ai de unde să alegi, însă din motive lezne de înțeles, la noi se aduce o singură configurație. Și cred că cel mai mult ce îmi place la mașina asta este sistemul audio și felul cum arată butoanele de selecție ale sistemului multimedia. De exemplu, tasta de volum este exact ca la una de magnetofon sau de pickup Akai, care are o anumită densitate în rotație. Sunt butoane metalice cu un anume finisaj striat, iar butoanele de selecție a posturilor de radio sau a melodiilor au exact acel aspect rotunjit de la niște casetofoane vechi, pe care sunt sigur că le-au avut toți cei care au în jurul la 40-50 de ani în prezent și au fost ceva muzicofili în trecut. Așa că hai să vedeți și voi cu ochii voștri chestiile astea și nu-mi propun să intru în foarte multe detalii tehnice cu mașina asta, pentru că am mai prezentat-o încă o dată într-un format în care avea oglinzi digitale. Asta are oglinzi clasice pe care le-am poreclit urechile lui Shrek, îmi place foarte mult cum arată carcasele și mă duc cu gândul la faimosul personaj de desen animat și vreau să spuneți voi o părere în comentarii dacă asta vi se pare o mașină inferioară unor modele de clasă de lux europene. Atât vreau de la această prezentare, așa că probabil o să deschid foarte puțin capota ca să arăt motorul. Mai bine explic acum despre ce este vorba, în ideea în care motorul este unul deja prezentat pe canal, un A25A
FXS, care are injecție multipunct și directă, distribuție variabilă dublă, hidraulică pe evacuare, electrică pe admisie, funcționează cu ciclu Atkinson permanent, dezvoltă 177 de cai și 221 de Nm și este un motor făcut pentru eficiență. Are centrul arborelui cotit defazat față de centrul pistoanelor și asta înseamnă că biela este cât mai perpendiculară, să spun așa, pe partea de manetoane, neavând acea mișcare laterală. Raportul de compresie 14:1 este mare, are o răcire, un management termic computerizat prin tot felul de pompe electrice și supape de sens răcitoare, nu are pompă mecanică, nu are curea de accesorii, partea de compresor de aer condiționat, pompe de apă, servodirecție, toate sunt electrice, deci vorbim despre o eficiență și o mentenanță redusă, dar magia este întreg sistemul, pentru că acest motor termic este cuplat unei transmisii cu cod P710, care are în componență două motorizări electrice, două motoare. Unul mic, care este motor generator 1 și are rol de demaror pentru motorul termic, de alternator pentru întreg sistemul mașinii, poate să producă curent pe care să-l stocheze în baterie sau să-l predea unui motor generator mai mare și are de asemenea rol de a obține efectul de CVT mecanic pe care o cutie similară l-ar putea avea. Nu are fulii, nu are lanț sau curea, ci are doar aceste două motoare electrice și un butuc planetar. Prin diferența de rotație între motorul termic și acel motor electric unul generator, se poate obține o rotație compusă cu un efect de variație continuă între un prag minim și un prag maxim. Acea cutie pe care mulți o numesc eronat CVT, ea este un ECVT. Aceste două entități, motorul termic și motorul electric generator, converg într-un butuc planetar la care participă și un al doilea motor electric ce are 120 de cai și 202 Nm, care este cuplat în permanență la roți prin diferențial, adică ori de câte ori roțile mașinii se rotesc și acel motor electric se rotește în sensul de rotație al roților. Deci mașina poate să meargă pur electric, poate să primească acel curent fie din bateria litiu-ion de 1,6 kWh care se află sub banchetă, deci nu afectează volumul portbagajului, și poate de asemenea să primească curent majoritar de la motorul generator 1. Acest motor mare se numește MG2, motor generator 2, și toate aceste trei surse, două electrice plus una termică, converg în acel butuc central pe trei niveluri. Ăla are trei intrări și o singură ieșire. Pe nivelul central este motorul generator 1, acel alternator demaror, cum vreți să-i spuneți. Pe nivelul median, unde sunt sateliții aceia planetari, este motorul termic și pe coroana exterioară este diferențialul și acel motor electric MG2. Împreună această cutie ECVT poate să facă minuni, pentru că poate să țină motorul termic la un palier necesar de eficiență, indiferent de situația dată. Dacă vrei o accelerație moderată, se turează la 3000, rămâne acolo de la 0 la 140 sau mai mult. În oraș, dacă mergi moderat și motorul este rece, va sta turat constant ca să se încălzească, indiferent de viteza de deplasare, poate să meargă fără motor termic pornit și poate să meargă într-un mix hibrid, este ca o simbioză a acestor sisteme. Mai clar decât atât, nu știu cum aș putea explica și cred că nici nu trebuie. Trebuie să te uiți la volan și să încerci această experiență. Mulți critică această transmisie fără să fie avut vreodată contact cu ea. Și este păcat că e o magie a mecanicii. Și pentru cei care sunt puțin mai pretențioși, există și modul sport, care îți prefixează 6 rapoarte de trepte, dar nu vă gândiți că seamănă în vreun fel cu cele ale unei cutii cu convertizor. Așa că mașina este făcută pentru confort, sunetul motor este abia perceptibil, mai ales cu un asemenea sistem audio. De multe ori, dacă nu ai turometru vizibil setat în bord, nu îți vedeai seama că această mașină are motorul termic pornit. La modul ăsta de silențioasă este și o să ne convingem la partea asta de test drive. Hai să vedem interiorul, exteriorul, un pic pe la capotă, dar nu mai explic nimic despre motor pentru că am zis deja și să facem un test drive să vedem ce consumuri real de bune poate să obțină o mașină de aproape 2 tone și 218 cai. Mi se pare că este o mașină cu proporții superbe. Nu comentez culoarea sau chestiuni din astea de gust, dar liniile mașinii au proporție, sunt echilibrate. Fețele de ușă au mai multe linii care converg înspre spate, geamurile sunt în sus, dar restul de tablă cu geamul spate cu luneta curg în jos. Există o anume simetrie a mașinii, mie îmi place cum arată. Designul acesta al jantelor este interesant, sunt mărimi de 17, 18 și 19 inch. La noi, din păcate, nu se aduce acea echipare F-Sport care
are și suspensie adaptivă variabilă. Mașina asta are două tipuri de suspensie adaptivă, una standard și una cu niște actuatori special care au ceva gen 650 de profile de suspensie în funcție de modul de condus. Și aia e puțin mai sportivă în setarea suspensiilor, a direcției. Designul de asemenea diferă, asta însă este o echipare luxury cu trapă. Sunt mai multe niveluri de echipare în Statele Unite, de exemplu, și chestia aia implică mai multe motorizări, între aproximativ 170 de cai și 306 cai. De la 2 litri aspirat, 2 litri turbo, 2.5 aspirat cu fără sistem hibrid, 2.5 cu sistem hibrid, cum este aceasta, sau 2.35 aspirat cu cutii automate de 6 sau 8 trepte sau aceste CVT. Mașina acum este pornită, pentru că am vrut să am și o climatizare și având în vedere că este o climă electrică, nu prea impactează consumul. Ăsta este motorul pe care l-am tot prezentat în repetate rânduri, nu mai intru în detalii. Aici putem să vedem distribuția variabilă, faptul că are atât injecție directă cât și injecție multipunct. Are ghiere cu răcitor și chestia asta poate să fie un necaz în timp, că acel răcitor evident după 10 ani e posibil să curgă, dar depunerii motor nu ar trebui să fie pentru că are supape spălate de partea de injecție multipunct. Iar ce cred că este de urmărit la această motorizare vor fi toate garniturile de la aceste capace, care vor trebui schimbate periodic, curățarea periodică a acestor răcitoare de depuneri. Și esența este să se conducă mașina regulat, să nu se facă drumuri scurte de 5 minute, pentru că normal că sistemul EVAP nu va putea să scoată vaporii aia de benzină din baia de ulei. Dacă însă mergi cu mașina asta ocazional la un drum lung, măcar în weekend, nu ar trebui să ai probleme. Am auzit de tot felul de situații în care lumea se plânge că joja miroase a benzină. Cred că chestia asta nu este de speriat, pentru că oamenii doar parcurg drumuri scurte. Dacă ar face drumuri mari lungi, nu ar avea aceste probleme. Și chestia asta s-a tot spus despre motoarele cu injecție directă. Toate motoarele au diluție de ulei, deci nu ar trebui să ne fie frică de chestia asta. Portbagajul este cu deschidere electrică, cu mecanism așa foarte elegant, care nu se aude absolut deloc și care nu blochează deschiderea, în sensul în care acest portbagaj este posibil să fie închis și manual și are și funcție de soft close. Este un portbagaj de suprafață, volum foarte mare. Este capitonat pe toate părțile, mai puțin partea superioară. N-am mai prea văzut la niciun brand chestia asta, însă incintele acustice sunt plasate bine și nu rezonează cu partea asta, nu vibrează în vreun fel. Banchetele fiind electrice, acolo nu se pot rabata, însă un tunel medial dacă vrei să transporti ceva. Are un mic spațiu de depozitare în partea asta inferioară de aici, care nu este afectat în vreun fel de volumul bateriilor. Bateria de 12V a mașinii este în lateral acolo și îmi place că față de GS, de exemplu, chiar este o mașină de familie folosibilă, nu ai probleme de spațiu. Acum eu am făcut niște mici artificii ca să pot să las camerei un unghi mai larg. Evident că nu o să meargă nimeni atât de cu scaunele așa în mers. Perdeluțe mecanice care pot fi rabatate la mână, materiale excelente, ăsta este un lemn real cu iluminat ambiental foarte discret, piele cu cusătură, de asemenea pielea de pe cotier are niște striații care imită lemnul. Singura zonă cu piano black este aici, în rest ce ar mai fi putut să pună capitonaj în zona asta inferioară și poate un plastic o idee mai moale la partea asta, precum la un BMW serie 5 de exemplu. Dar scaunele sunt fără reproș, este o calitate excelentă a acestei acestui material de piele, este piele perforată, scaunele au și un confort suplimentar în partea din spate aici și putem vedea chestia asta în zona cotierei. Iar pentru confortul pasagerului, acest scaun are niște reglaje suplimentare aici de poziție. Problema însă pe care o văd eu este că aceste scaune nu au o metodă de a dezactiva aceste butoane, sau nu am găsit-o eu, deși am căutat adânc în meniu, pentru că dacă vei avea un copil mic în spate aici, o să te nebunească cu butoanele. La fel este valabil și cu această zonă de consolă. Foarte multe reglaje, încălzire pe 3 trepte, reglaj de unghi al spătarului și chestia asta se poate vedea aici. Perdeluță electrică, ce poate fi reglată și din față și din spate și va coborâ automat în momentul în care vei selecta marșarierul. Și aici sunt totodată și micile probleme. Pot să reglez sistemul audio de la aceste volume, dar nu pot de la butoanele astea, dar nu pot fi oprite
aceste elemente, deci din nou un copil s-ar putea să facă surprize neplăcute. Un spațiu de depozitare capitonat, ușița aceea care face legătura cu portbagajul, un suport de pahare cu spațiu destul de adânc, priză de 12V, porturi USB Type-C în partea asta centrală cu zona proprie de ventilație unde are și aici se poate vedea un ornament de lemn. Iar la cotieră este un mic detaliu, dacă dai scaunele astea laterale pe spate, rămâne o zonă aici. E clar că pasagerul central, dacă ar fi, nu ar avea loc foarte mare la spate. Locul la cap l-ați văzut deja în prezentarea de început, îmi place tot așa că au LED-uri peste tot cu o lumină caldă și sunt și tactile și cu apăsare din aceasta la buton. Și cam atât pentru partea asta din spate. Atât scaunul de pasager cât și cel de șofer au 3 memorii. Diferența este că la șofer ai și perna extensibilă în partea din față. Dar, sincer, e foarte mare perna aia și dacă nu ești lung în picioare ca mine, nu o să o poți folosi, nu are rost. Și ce mi se pare că este de necontestat este confortul și calitatea materialelor și în față. Linia asta de design mi se pare foarte drăguță, ca o punte de vapor. Au și iluminat ambiental discret pe toată lățimea acestui bord. În partea centrală este destul de încărcată consola, dar mi se pare că are o logică de design. Ecranul a venit mai aproape, este touchscreen, dar ai și controllerul acesta care mi se pare ușor de folosit. Aici ar fi o mică critică. Dacă ai un stick înalt, nu poți să închizi acest capac. Dacă scoți stick-ul, vei observa o chestie interesantă că prin închidere cade și acel capac și este o senzație foarte interesantă la operarea acestui mecanism. Iala de închidere este la balama și are o mică suspensie. Este o plăcere absolută să te joci cu mecanismul ăsta și m-am surprins făcând chestia asta în mers. Un spațiu detașabil aici, un suport de pahar, încă un suport de pahar aici care are o funcție dublă cu încă o placă care coboară pentru a avea posibilitatea de a pune un pahar, de exemplu, și cotiera se poate deschide în ambele sensuri cu butoane aferente și aici există și un încărcător wireless, o priză de 12V care are un capac aici bine ascuns. Sincer, aș mai fi pus un port USB în zona cotierei pentru că dacă stai cu Android Auto sau Apple CarPlay poți numai pe cablu și implicit trebuie să tragi un cablu din față. Și dacă vrei să și pui mobilul în zona asta e cam ciudat, adică eu aș pus unul și aici frumos cu un cablu scurt ca să ții mobilul în cotieră și să ții toată consola asta curată. În zona de aici avem ventilație în scaune, care, apropo, este diferită față de cele ale mașinilor europene, în sensul în care jetul de aer trage, nu împinge în zona scaunului. Efectul este același, de răcirea scaunului, ai și încălzire pe 3 trepte și funcție de auto, care face o corelare a încălzirii sau ventilației atât în scaun cât și în volan, cu setările de climatizare, acest buton din partea asta de aici, o unitate de CD, DVD, pentru că așa se cere la acest sistem audio și Pioneer are același lucru. Iar în partea superioară aici este sistemul multimedia cu aceste taste de magnetofon pe care le-am descris. Uitați-vă suprafața asta ce interesant arată. De aici schimb posturile sau melodia și de aici volumul. Iar aceste butoane sunt cele care seamănă cu unele de magnetofon. Îmi place foarte mult cum arată grafica acestor indicatoare de temperatură. Putem observa cum se schimbă precum niște ceasuri din acelea cu plăcuțe vechi. Și astea sunt niște chestiuni care fac mașina să aibă un feeling premium. Nici partea asta nu este piano black. Îmi place mult chestia asta pentru că nu vor rămâne urme de zgârieturi. Materiale moi peste tot, inclusiv în zona asta laterală de la genunchi de aici. Ceasul de rigoare al mărcii. Oglindă cu închidere heliomată, eu aș fi pus și sistemul de pe RAV 4 cu ecran. Sistem american pentru trapă, adică ai un buton separat pentru funcția de tilt și un buton separat pentru funcția de închidere și deschidere a trapei. Tot așa LED-uri în partea aceasta. Capitonaj foarte drăguț în partea asta de sus de aici, dar care se va păta și LED-urile astea cu o căldură așa specifică. Cam atât, în partea asta mare lucru nu ar fi de arătat, ori pe două mai este interesant care deschidere la buton, este și el cu ceva interior destul de adânc, cu material moale evident pe partea aceasta. Și mai are un
lucru interesant în partea asta, niște LED-uri care luminează, pulsează peste clanțele mașinii. Detaliile sunt foarte fine, adică nu diferă cu nimic față de ceea ce vei vedea pe un Audi A6, un BMW serie 5. Easy entry pe scaune și volan în partea asta, funcție de acces ușor în mașină, cu o cheie care arată mai drăguț decât la cele de japoneze de obicei. Farurile cu sistem blade scan, adică 3 LED-uri clasice plus încă unul suplimentar cu un fel de elice, o oglindă în formă de elice care practic aruncă cu o viteză foarte mare cu niște raze și în felul acesta folosim camerele de luat vederi de la sistemele de asistență, îți proiectează diverse pete de lumină pe asfalt și poate să aibă și sistem de lane assist chiar dacă drumul nu este marcat, urmărind mașina din față. Noroc că avem memorii și putem seta de aici. Am dat scaunul pe spate, repet, nu vorba deloc, ci pentru partea de cameră video. Iar aici putem vedea butoanele suplimentare pentru geamuri, auto toate. Și o să vă arăt la geamuri o chestie interesantă. Asta este perna. Putem observa că are o extensie foarte mare. Adică ai un șezut super lung și pentru cineva mic de înălțime nu o să fie foarte confortabilă setarea asta. O mică suspensie și aici, butoane suplimentare pentru deschiderea trapelor pe acolo și accesul în mașină foarte, foarte facil. Cam așa arată vederea generală din partea șoferului. Evident, consola de volan este reglabilă electric, integrată și ea în memorie împreună cu oglinda heliomată șofer. Coboară și aceste oglinzi la marș arier. Head-up display-ul se pornește frumos de aici și are o grafică interesantă. Ai sistemul de camere 3 de luat vederi din partea asta și o vedere 3D puțin mai simplistă. Volanul cu comenzile pentru selecție în partea stângă a ecranului central și în zona asta pentru parte din comenzile de multimedia, melodii și pilotul automat, care poate fi simplu dacă apeși lung pe acest buton sau adaptiv dacă apeși odată și scurt. Pe echiparea F-Sport, pe care noi nu o primim, acest cadran central cu turometru se duce în lateral ca să descopere un ecran. Ăsta însă este o vedere mai clasică și aici putem vedea câteva rubrici. Rubrica de consumuri. Sunt 3 consumuri pe care le poți afișa, de la pornire, de la resetare și de la plinul făcut, însă trebuie să intri destul de adânc în meniu ca să le schimbi. Deci ai 2 ecrane complet configurabile cu câte 2 linii. Pe urmă ți arată fluxul de putere, presiunea amneuri sau nimic și în partea asta ai busola de la sistemul de navi, sistemul de infotainment, muzica, sistemele de asistență și eventuale mesaje de alertă plus foarte multe setări pentru sistemul de asistență și pentru bord. Poți de exemplu să oprești turometru sau să-l pornești. Aici ai astea, Drive Info 1 și 2. Și de exemplu dacă intri pe ele, poți să faci tot felul de setări, dar mi se pare că sunt mai puțin intuitive decât ar fi la o mașină europeană. Ai, de exemplu, posibilitatea de a schimba acest turometru. Eu l-am lăsat tot timpul ca să se vadă ACL. Ai și turometru pe head-up display, chestie foarte utilă, că poți să ai de fapt 2 zone și cam atât pe partea centrală. Nu îți distrage atenția la mers, sunt ceasuri cu aspectul acela de tip Optitron, destul de lucioase. Iar ecranul central este unul simplu de folosit, mai ales că avem controller. La apăsarea butonului menu ai grupele astea de setări, de exemplu navigația, pe care o putem vedea în partea asta de aici. Poți să folosești și full screen sau cu split screen. Ai sistemul audio, aplicații cum ar fi Android Auto sau navigația Lexus, poți instala diverse alte chestiuni. Un contor care îți afișează consumul sau fluxul energetic, nu este însă unul foarte intuitiv, din nou la mașini europene vei găsi puțin mai detaliate aceste informații. Iar în partea de inițializare sunt setările mașinii, absolut tot ce poți găsi. Ce nu mi-a plăcut, n-am putut să opresc complet volumul de la navigația mașinii. Și așa că n-am folosit navigația respectivă, iar la climatizare ai posibilitatea de a regla și de pe ecran și zona de spate și scaune și volan și ai acest recepționer, concierge în engleză, care îți poate optimiza climatizarea și ai sistemul S-Flow, care presupune că îți este livrată temperatura de climatizare doar acolo unde este nevoie. Eu fiind singur în mașină, doar în zona mea se livrează această temperatură și
Controlerul per total e ușor de folosit pentru că putem vedea cum cursorul sare exact acolo unde vrei. Vrei să te duci aici? Pac, dai de câteva ori ai ajuns. Poți să faci chestia asta și cu ecranul touch, dar mi se pare că este ușor de folosit și podul palmei stă foarte bine în zona aceasta. Dacă selectezi și camerele de luat vederi, poți vedea o rezoluție puțin mai ciudățică, care însă nu este la fel de bună precum la un sistem nou, totuși mașina asta este de concepție 2018 și să nu uităm chestia asta. Dacă însă selectezi partea de marș arier, ai o vedere clasică cu linii de ghidaj, ai și vedere 360, așa că este totul disponibil, n-ai probleme de parcare. Mașina poate identifica atât pietoni cât și bicicliști și mașini și ziua și noaptea, deci va frâna automat în consecință. Astea sunt însă detalii oarecum din lista de specificații, sunt chestii de opționale care nu fac, nu știu, descrierea lor să îți transmită cu adevărat ce senzație premium are mașina asta. Niște comenzi mai ciudățele sunt tot așa, urechiușele astea de aici, oprește SP-ul de aici sau modurile de condus din partea asta. Dacă am fi primit echiparea F-Sport, am fi văzut aici o serie de modele suplimentare, Sport Plus, Custom, Normal, Eco și Sport, de unde puteai să reglezi prin rotație diverse profile de condus. Cam atât ar fi zona asta de interior. Hai să facem o tură să vedem ce consumuri scoatem, să mai vorbesc despre mașină. Și chiar sper cândva să puteți să încercați o asemenea mașină, ca să vedeți că de multe ori părerile sunt fondate eronat și sunt emise de niște oameni care nu au luat legătură cu această marcă și emit niște păreri total greșite. Cred că de multe ori contează într-adevăr percepția asupra lucrurilor, de asta și mulți gustă motorul diesel pentru ceea ce înseamnă el, că are acel cuplu care te bagă în scaun și îți dă senzația de plecat tare de pe loc, dar e doar o chestie de percepție, pentru că tehnic vorbind, întotdeauna o benzină va fi mai rapidă decât un diesel, dar contează mult percepția și cumva asta este și la lux. La partea asta de manufactură și de calitate. Trebuie să ai tu percepția că este un lucru calitativ. Contează subiectivismul ăsta foarte mult, ceea ce simți, dar totuși contează și obiectivismul, adică nu poți să pui în aceeași clasă cu o mașină din asta premium, cu un preț pe măsură, o mașină de categorie inferioară, care nu-i vorba că e mai bună sau mai proastă, nu face parte din acest segment. Prin definiție, un Camry n-are nicio legătură cu mașina asta, Passatul, Superbul. Ok, poate au mai mult loc în anumite situații, dar cu siguranță nu sunt premium precum este mașina asta. Nu vei vedea genul ăsta de piele pe scaune, sisteme audio la fel de bine făcute din fabrică, confortul deplin al acestei mașini. Și astea sunt niște chestiuni obiective, nu subiective. Adică oricum o dai, trebuie să vezi și partea asta. Dar da, trebuie să-ți placă. La fel poate fi spus și despre cutiile de viteze. Lumea s-a obișnuit cu cutiile astea cu rapoarte fixate, fie manuale, fie automate. Dar de multe ori, tocmai la ele critică faptul că se simte când schimbă. Nu-mi place ZF8 HP sau nu-mi place 9 G-tronic sau 7 G-tronic, că domne scutură DSG-ul, schimbă țiplă, dar uneori are un anumit tremurat. Adică la acele cutii critici faptul că simți trecerile de treaptă. CVT neavând trepte și ECVT-ul de asemenea, nu îți produc această percepție de treaptă solidă care se schimbă și totuși lumea le critică că nu au feeling-ul ăla de trepte care să se simtă când sunt schimbate. Nu mai înțeleg nimic. Adică nu e vorba despre sportivitate, dar mi se pare că dacă am privit sistemele astea tehnice mai puțin mai obiectiv, le-am înțelege. Adică la mașina asta esența este că această transmisie ține motorul ca la barcă, exact acolo unde trebuie pentru a livra puterea și cuplu solicitate în acel moment. Și o greșeală este că lumea apasă pedala la podea. La o mașină cu putere mică nu se va simți chestia asta. Dacă când ai niște sute de cai, e o diferență mare între a merge cu pedala puțin apăsată și blană. Adică nu ai de ce să faci o accelerație cu pedala la podea. Acum, de exemplu, aproape de pe loc, apăs accelerația și motorul se duce la aproximativ 2000 de rotații pe minut și rămâne acolo, 1800 mai exact are, 45, 50, 55, 60,
65 și tot așa. Și el poate să se ducă până la aproximativ 140 de km pe oră cu acest regim de turație. Este foarte eficient. Și chestia asta e o treabă care nu poate fi realizată de o transmisie cu trepte. Dacă vrei o accelerație mai moderată, se duce pe la 3000. Pe lângă faptul că abia auzi motorul, o chestie care ajută la confort, ea rămâne acolo. Deci tu atât îi dai din pedală, n-are rost să-i dai la podea, caz în care se duce la 5800 de rotații pe minut și rămâne acolo, pentru că asta-i cer tu. Dar lumea aici greșește când analizează aceste transmisii CVT. Ea îți dă ce tu ceri. Dacă tu dai talpă, ea se turează la regimul maxim de eficiență și performanță pentru acea situație cerută. La o cutie automată cu trepte, dacă dai talpă, îți va da inferioară și va trage de turația aia până la capăt. Este o abordare diferită pentru același rezultat. Rapiditatea demarajelor în condițiile de eficiență cerută pentru acel moment. Dar cutia asta este net superioară la partea de livrare a puterii. Pentru că întotdeauna motorul este în spectru optim de performanță și de asta și consumurile sunt bune și sunt foarte bune. Mașina, gândiți-vă, care are peste 1,8 tone, nu e o mașină ușoară, nu e o mașină mică, are coeficient de aerodinamică bun, dar în niciun caz nu este o mașină, să spunem, super eficientă pe partea asta de frecare cu aerul. Ok, mai ok decât un SUV, dar nu va fi precum mașini electrice, de exemplu, care sunt gândite să fie cât mai aerodinamice. În oraș, în weekend, a mers două zile. Cumulat să fi fost vreo 80 de kilometri, dar în regim de condus 4 ore în total. 5,5 am avut consum în condițiile în care am avut climatizarea pornită pe auto 19 grade, așa cum am și acum. Nu am menajat mașina în vreun fel. Dacă mergi la plimbare de seară, 3,2 consum, pentru că semafoarele sunt pe verde, e mai liber în piață, deci automat nu stai atât de mult pe loc cu mașina, n-ai alternanțe din astea de funcționare. În oraș, acum în București, de dimineață până la locul filmării, am avut un consum de aproximativ 4,3-4,4, cam așa, adică traficul real, aglomerat. E adevărat, dacă ții mașina pe climatizare foarte tare pornită, la un moment dat consumul electric e mai mare, pentru că are compresor electric și necesită încărcarea acelei baterii, deci o să ai un consum puțin mai mare pe benzină, dar nu se dublează. Un litru în plus, ceva de genul. Dar în lunile astea de toamnă sau primăvară, când încă temperatura e suportabilă și nu folosești neapărat climatizarea, dacă îți pui mintea cu ea, poți să obții niște consumuri record. Adică, realmente, cu mașina asta nu o să vezi în trafic niște cifre de 10, 12, 15, nu există, n-ai cum. Este foarte eficientă în metoda în care livrează această putere. La mersul ăsta clasic pe DN1, dacă mergi cu aproximativ 60-65 de km pe oră, constant cum se merge în sate, ai un consum în jurul la 3,8-4,2%. Eu am mers București, Târgoviște și retur și n-am iertat mașina. Am mers odată constant, alteori mai tare, sunt bucăți unde poți să susții o viteză medie ridicată și cu tot cu plimbatul prin Târgoviște am avut 5,4 consum. La întoarcere, în schimb, am vrut să văd cât de mult poți să scot consum și dacă conduci mașina talpă, așa cum cere pofta inimii, să spun, o să vezi niște consumuri de vreo 7-2, dar în linii mari, cum ai ridicat piciorul de pe accelerație și te apuci de un mers constant, o să vezi niște cifre în jurul la 4,5% ca medie. Iar pe autostradă, la 140 de km pe oră constant, cu pilot automat, cu climatizare pornită, dus întors spre jumătatea autostrăzii și înapoi cam 64 de km distanță parcursă, eu am avut 6,8%. Am mai avut mașina asta odată pe vreme mai rece, când nu foloseam climatizarea și pentru aceeași rută am avut 6,2 consum. La 120 la oră ai undeva în jur de 5,8, deci cu cât mărești viteza, evident că la orice altă mașină consumul crește. Dar, de exemplu, dacă o ții la viteze de peste 140 de km pe oră constant, acolo unde legea permite și este ok drumul, vei vedea niște cifre de până în 8, 7, 8, maxim 8, 2, adică puțin pentru cât a mașina este.
Deci, în toate situațiile, mie mi se pare că mașina asta consumă mai puțin decât un diesel de putere echivalentă. Este foarte rafinată, nu simți motorul, dacă nu-ți setezi turometru, nu-ți dai seama că motorul termic este pornit. Și chiar atunci când pornește, acum, de exemplu, a pornit, pur și simplu nu simți diferența. Adică, placa asta clasică cu CVT-ul zgomotos este o păcăleală, pentru că cei care spun chestia asta n-au exploatat cutia asta corect și nu... n-au avut contact cu ea, pentru că, de exemplu, dacă te duci pe o mașină cu un 2 litri turbo și scoți untul din ea, o să se audă la fel de tare. Numai că, probabil pentru că lumea preferă acele trepte fixate, fără să înțeleagă de fapt cum funcționează, ignoră senzația de turație. De exemplu, un Tiguan Hybrid, care are 6 trepte dublu ambreiaj cu motoare electrice, se aude la fel de zgomotos. Doar că auzi, la asta auzi, simulat. Și pentru cei care chiar sunt pretențioși, poți să treci cutia în sport sau să schimbi modul de condus și începe să-ți simuleze niște trepte fixate, care însă sunt orientative, pentru că dacă apeși pedala la podea, tot în stilul ECVT o să stea. Adevărata cutie care simulează fizic trepte este L110F-ul, care este pe Lexus-ul LS și pe LC500H, care pot simula 10 trepte fixate real, pentru că au și un dispozitiv planetar cu 4 trepte. Altceva față de această cutie. Dar, de exemplu, dacă vrei să ai feeling-ul ăla de sport, dai frumos pe sport, dai și cutia în sport și ți-apar de la S1 la S5 niște trepte, până la S6 de fapt. Și când te joci din padele, dacă motorul termic e oprit, reglezi regenerarea frânării și atunci când este motorul pornit, setezi aceste intervale de putere, cum ar fi acum. Se poate observa cum turometru are o serie de căderi, dar până la urmă e oarecum o păcăleală, pentru că ea nu are aceste trepte și, sincer, dacă o lași în drive, mie mi se pare că este mult mai ok de gestionat. Dar nu contează toate chestiile astea, asta eu le explic ca să înțeleagă lumea care este cu inclinație și curiozitate tehnică. Dar la modul real, când conduci mașina asta așa relaxat la drum, cu ventilație în scaune, cu clima asta impecabil setată, care nu-ți rupe nările și nu-ți umflă ochii, sistem audio care se aude bine, totul moale pe ea, te învelește scaunul ăsta, inclusiv când pui ceafa în tetieră, te relaxezi așa cu totul. Este o mașină de înghițit kilometri, de făcut foarte mulți kilometri. De exemplu, acum la 100 la oră are un pic peste 1000 de rotații pe minut și consumul scade drastic. Adică dacă mergi liniștit, te învârți în jurul cifrei de 5%, în condițiile în care benzina costă cât costă, mi se pare că este un consum foarte ok. Dacă însă vrei dinamică, mașina livrează și este haios că dacă modulezi un pic pedala de accelerație, tu poți face turometru să oscileze exact ca la o cutie normală. Ce au mai eliminat la mașina asta ca să nu se mai simtă frânarea agresiv, regenerativ, are o funcție numită automatic glide control, adică mașina glisează pe șosea. Când ridici pedala de accelerație, motorul termic se oprește complet, motoarele electrice sunt antrenate și mașina curge, fără să aibă senzația aia de frânare pe care o aveau modelele anterioare. Dacă însă motorul fiind oprit începi și te joci la padele, ori simulează trepte, ori face acea frânare regenerativă. Deci dacă cobori o pantă, vei observa că poți să gestionezi din padele cutia să semene cu una hidramată normală. Dar dacă înțelegi acest sistem CVT, mi se pare că se completează senzația asta de confort a mașinii. Dar recunosc, oricât de mult mi-ar plăcea acest sistem, parcă tot aș prefera un 3.5 V6 de 306 cai, o motorizare foarte potrivită pentru această caroserie, cutie cu 8 trepte cu convertizor, Aisinu AWF8F35 în acel caz, care dă niște demaraje excelente acelei mașini. Da, nu primim noi așa ceva în Europa din motive de consumuri mai puțin, de impozitare, pentru că realmente consumul nu diferă atât de mult la o asemenea mașină, dar clar, hibrida scoate cele mai bune cifre și mi se pare că are o dinamică ok. Deci nu te vei simți în situații în care să zici, bă, nu depășesc, inclusiv de la 140 încolo, dacă faci o depășire, mașina pune jos bine, suficient, doar că trebuie să înveți să percepi această senzație și să nu mai cauți șutul ăla în cur de la diesel, care este doar o senzație în scaun fără o dinamică reală a acelor. Evident, nu vorbim despre motoare precum un N57 cu două turbine și 313 cai, unde pe lângă șutul în turbine ai și un bobârnac în ace. Mașinile alea trag. Dar din nou, dacă le analizezi versus o benzină, vor trage mai lent.
însă uneori cu niște consumuri mai bune, mai ales când vorbim de generații mai vechi. Dar acum, când gama aceasta Toyota Dynamic Force a ajuns să fie bine pusă la punct, sunt niște motoare foarte confortabile. Aici este un competitor al acestei mașini, un Infiniti Q60, care se duce și el cu o configurație hibridă de 3.5, de vreo 367 de cai, dar are și variante termice și cu motoare de Mercedes și de Nissan, care fac mașinile astea să fie niște alegeri interesante. Dar eu cred că cine alege mașina asta nu o alege pentru partea de performanțe, ci strict pentru partea de confort, pentru ceea ce a fost gândită. Și dacă o pui pe foaie, din nou, cu rațiuni obiective, nu subiective, vei vedea că are ceva de oferit. Ai un nivel înalt de calitate și de echipamente opționale, care sunt incluse de fapt în echipările astea de bază, dacă dai prețul întreg, care apropo are o deducere de program Rabla de vreo 3.000 și ceva de euro, fiind vehicul hibrid, impozit mic, chiar dacă e motor de 2.5, parcare gratis municipal în orașele mari, în București cel puțin. Dar nu e vorba despre cifrele astea, ci despre ce primești. Pentru prețul plătit, eu zic că primești cel puțin la fel de mult ca la o mașină europeană. Adică până să iei, dacă tot ai bugetul, ar fi păcat să nu faci o verificare a pieței, să vezi exact ce ar fi disponibil. Și vor fi interesante și pe piața de second hand, pentru că sunt niște mașini cu adevărat minunate pentru ceea ce oferă. Dacă însă privești cumva subiectiv treaba și pentru tine contează strict rezoluția unor ecrane, numărul maxim al ecranelor și fala cailor putere pe foaie, să te dai mare la cafea că câți cai are a ta? 300. Săracule, a mea are 500. Dacă ăla este setul tău de valori, Lexus nu este acel brand. Deși are modele care sunt performante și au cai ca lumea pe foaie. Există Lexus-uri care au aproape 500 de cai. Există sisteme twin turbo, au diverse clase de motoare. Dar oficial pe foaie pierd în fața brandurilor europene care se fălesc cu cifre puse pe niște fișe de specificații. Dar nu cred că asta înseamnă o mașină premium, o mașină performantă și nu asta ar trebui să ne definească alegerile. Adică de multe ori o femeie frumoasă, un om deștept, un loc frumos, e greu de descris obiectiv, știi? Pentru că înseamnă diferit pentru fiecare în parte, adică nu este același set de reguli și de valori. Dar totuși există o anumită obiectivitate, adică întotdeauna o plajă frumoasă va fi frumoasă pentru că sunt niște chestii concrete. Apa e curată, apare o culoare plăcută, temperatura e potrivită, peisajul are niște anumite componente, cum ar fi, nu știu, pantele de la dealuri. Astea sunt chestii obiective, există acolo. Dar există și partea subiectivă, că poate ție nu-ți place o plajă de culoare albastră și vrei una de culoare mai verzuie. Chestii de genul ăsta. Dar hai să învățăm să analizăm mașinile astea puțin mai atent, mai obiectiv și să nu ne domine doar alegerile astea inimoase, subiective și așa să nu mai apară chestii de genul că Passatul e mai bun decât această mașină. Passatul e mai bun decât o mașină poate din categoria ei. E corect să spui Passatul e mai bun decât un Camry. Și apropo, mă enervează câteva chestii la ea. Autoholdul nu rămâne apăsat, adică trebuie ca după fiecare pornire de buton, urcare mașină, să reactivezi butonul și n-am reușit să dau vocea de la navigație pe minim. Asta ar fi niște mici chestiuni de nuanță, dar în rest nu m-am simțit într-o mașină slab tehnologizată sau care nu oferă confort. Plimbarea pe care tocmai ați văzut-o pe această filmare a generat un consum de 5,8% și dacă mă duc în meniul din spate al mașinii, ca să comut pe partea de consum, de la alimentarea mașinii, atunci când i-a fost pusă benzină și eu am parcurs undeva în jur de 300 de kilometri aproximativ, consumul final pentru toată plimbarea este de 5,9%. În condițiile în care am mers cu mașina și în oraș, și în București, și în Târgoviște, și extraurban, pe toate tipurile de drum, și drum expres, și drum național, și pe autostradă. 5,9. Vi se pare un consum mare? O să vină lumea să spună că Fabia lor de 1-2 diesel consumă 3. Da, da. Nu merge ca mașina asta, nu stai la fel ca în ea, nu se aude sistemul audio la fel ca în ea și nu ar trebui să cuantificăm neapărat după aceste cifre. Cam asta este prezentarea mea pentru această mașină. Sper că nota un pic inedită a fost atinsă
Nu m-am axat neapărat pe detaliere tehnică, ci pe senzația pe care mașina asta o are. Am încercat să trag tot felul de cadre cu interiorul, să arăt concret cum arată toate aceste elemente din partea asta și sper că asta poate vă mai schimbă un pic percepția. Nu sunt un hater al niciunui brand și consider că toate mașinile trebuie făcute obiectiv și, ca să mă credeți pe cuvânt, o să am această abordare și cu viitoare mașini europene pe care le voi face. Pentru că nici acolo nu-mi place faptul că vin cu o mașină nemțească frumoasă, care mie îmi place necondiționat, cum este un Audi A6, și toată lumea spune mizerie, consumă ulei, că nu trage, că BMW-ul e forță și Audi o mizerie. Știi? Adică niște gen de comentarii care nu sunt deloc obiective și care nu sunt adevărate. Fiecare mașină în segmentul ăla are părțile ei bune. Așa că nu văd de ce ar trebui să spurcăm un brand în detrimentul altuia. Trebuie însă să le vedem pe toate și să gândim cumva complet obiectiv. Că e păcat. Opțiuni sunt multe și trebuie să le iei pe toate în calcul. Așa că o să fac cât de curând, nu m-am gândit încă cu ce mașină, o abordare similară și cu european. Acolo însă ar trebui discuția dusă altfel versus alte mașini europene. Pentru că, repet, nu mi se pare o abordare potrivită să zici că Mercedes-ul e rege și restul sunt mizerii sau că Audi e tata lor pe tehnologie, restul nu se pricep, că seria 7 e o glumă de limuzină și că S-Class-ul este perfect. Nu e adevărat. Toate au ceva de oferit. Trebuie însă să ai tu orizontul suficient de larg și mi se pare că dacă te uiți la partea de analiza urmăritorilor pe un canal străin, cum este CarWow de exemplu, vei vedea niște analize în comentarii mult mai raționale, la adresa oricărei mărci. Nu vezi atâta lume care se insultă, care își ia morții și familiile în comentarii, deși sunt oameni care nu s-au întâlnit niciodată. Nu sunt prezentatorii insultați pentru ceea ce prezintă și pur și simplu lumea e mai relaxată și privește situația mult mai obiectiv. Sunt fanboys peste tot, dar parcă nu sunt atât de grobieni în exprimare cum vezi prin alte părți. Mă bucur să cred că la noi pe canal aici nu se întâmplă genul ăsta de comentarii și mi se pare că este una dintre cele mai mature comunități auto prin felul în care voi comentați și cum argumentați. Așa că vă invit să dați drumul la zona de comentarii în legătură cu ceea ce ați văzut în această prezentare și, știu eu, să contribuiți la ceea ce am spus eu ca să vadă lumea o părere fundamentată. Și de bine și de rău, că nu e vorba că trebuie să spui un singur lucru, dar vă rog eu să fie argumentat, măcar din perspectiva voastră, pentru că e util să afli toate punctele de vedere. Ăsta a fost punctul meu de vedere, sper eu cât mai obiectiv posibil, acum continuați voi înscris. La revedere!